Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Realități de Actualitate. Sunt Antonela Sofronia și astăzi vom vorbi despre modul în care se înregistrează o marcă la OSIM. Alături de noi în studioul emisiunii de astăzi se află doamna Laura David, avocat european pentru mărci și desene, care ne va da detalii despre procedură, despre costuri și despre timpul necesar. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Ce înseamnă o marcă înregistrată? O marcă înregistrată este, de fapt, proiecția muncii noastre, o singura modalitate prin care un antreprenor care a construit sau construiește un brand își securizează afacerea. Este forma supremă pe care noi o putem arăta, marca înregistrată, celor care ne copie sau ne fac concurență neloială. Și ce efect are acest arătat al mărcii înregistrate? Păi sunt două tipuri de efecte. Primul efect este cel psihologic și celălalt este legal. Cel psihologic este un mesaj prin care orice întreprinzător alege să transmită mesajul seriozității sale. În partea legală, în cazul în care sunt încălcate drepturile de exclusivitate, el va putea să acționeze în instanță persoana care îi aduce prejudicii. Am văzut foarte multe discuții în ultima vreme pe tot felul de grupuri de antreprenori, chiar vis-a-vis de acest subiect. Tocmai de aceea m-am decis să-l abordez în emisiunea noastră, pentru că este unul de interes. Sunt mulți care se plâng prin prisma faptului că din partea concurenței au parte de o copiere a produselor, a modului de ambalare, a modului de prezentare, a serviciilor. Deci, practic, chiar am văzut situații în care unii iau reclama cuiva și o pun pe site-ul lor la același produs. Luăm, nu știu, ceva banal, o pâine, de exemplu. O pâine. Ia reclama competitorului care, evident, se situează mai bine undeva în preferințele publicului sau ca imagine sau ca orice, o pune pe site-ul lui. Ce poți să faci în acest caz? Sau poți face ceva? Da, se pot face mai multe lucruri. Acum depinde cât de gospodar a fost și bun strateg acel antreprenor și dacă și-a înregistrat marca, dacă și-a înregistrat anumite lucruri sub incidența dreptului de autor și așa mai departe. Fiecare acțiune este specifică tipului de încălcare a dreptului. Așadar, dacă îi se copiază un nume sau o parte din denumirea sa comercială, acțiunea specifică este aceea de a ne îndrepta pentru apărarea mărcii. Dacă se copiază tot ce ține de reclamă, modalități de reclamă, aici e un pic mai delicat subiectul. În afară de aspectele care țin de drept de autor pe cărți și alte acțiuni ce țin de partea de programe de calculator, este destul de sensibilă zona. Oricum, această protecție de marcă reprezintă o umbrelă sub apanajul căreia se pot face multe acțiuni specifice și care să poată viza inclusiv această formă de copiere a anumitor reclame, prin faptul că se transmit niște mesaje care se încetățenesc în percepția consumatorului și automat fidelizează consumatorul pentru o anumită marcă. Bun. Care sunt acele acțiuni specifice care se pot lua în momentul în care ai o marcă înregistrată? Aici vreau să fac doar o mică paranteză, pentru că discuția merge mult mai departe. Cei care fac de obicei aceste copieri cam știu despre ce-i vorba și, din câte am înțeles, nu sunt expert în așa ceva, dar am înțeles că dacă modifici minim 20% din produsul sau serviciul omologat de altcineva, practic nu se mai consideră copiere. 20% mi se pare un procent destul de mic totuși, astfel da, încât să rezulte altceva și deja tu vii cu un alt produs și practic n-are nimeni ce să-ți facă, da, din câte înțeleg eu. Să nu confundăm aspectul de denumire,
permis de, să zicem, registrul comerțului, când ne înregistrăm o firmă și care, sub rezerva unor modificări în denumire, adăugarea unor litere, scoaterea unor litere, adăugarea unor sintagme precum IMPEX și așa mai departe, permit înregistrarea unei societăți comerciale care să semene ca denumire cu altele de pe piață. Nu vorbim de societăți comerciale, vorbim strict de produsele sau serviciile. Când vorbim de marcă, e foarte important de știut că acest procent de 20% nu se aplică la OSIM. Sunt alte criterii de analiză, sunt alte forme prin care se evaluează distinctivitatea și gradul de confuzie în cazul în care cele două identități sunt puse una lângă cealaltă pe același raft. Sunt niște considerente speciale pe care eu le-aș duce în zona de expertiză. Au fost într-adevăr copiate, dar chiar dacă cineva folosește o marcă înregistrată în mod neautorizat, adăugându-i câteva elemente sau un element care să zică el că scoate din zona de confuzie, totuși printr-o analiză, printr-o expertiză de specialitate, se poate demonstra că vedeta mărcii nu este ceea ce a adăugat el. Vedeta mărcii rămâne ceea ce a fost înregistrat anterior. Dar dacă eu nu am marcă înregistrată, eu nu voi putea să mă îndrept împotriva cuiva care îmi încalcă mie drepturile. E ca și cum aș avea o casă și în momentul respectiv îmi intră în casă mie cineva care să aibă pretenții. Atâta timp cât nu am documentul de protecție, documentul de proprietate asupra casei în care să-mi demonstrez calitatea de titular, titular exclusiv asupra acelei denumiri, lucrurile se întâmplă cum precizați dumneavoastră, pentru că e vorba și de o conștientizare și o educare continuă a antreprenorului. Da. Bun, asta face parte cumva din piața concurențială. Fiecare vrea să fie mai bun, mai rapid, mai primul, dacă se poate, unicul. Nu se poate unicul, deci trebuie să fii primul. Cât de mult știu antreprenorii aceste detalii despre înregistrarea mărcii? Într-o mare măsură, nu se cunosc aceste detalii, dar nevoia te învață. Să reformulez avantajele înregistrării mărcii. Avantajele se cunosc în special de antreprenoriatul tânăr. Pentru că accesul lui la informare a fost și este diferit față de cei care au deschis afaceri acum 20-30 de ani. Totuși se simte faptul că au circulat mai mult și au interacționat cu alte medii din alte țări unde marca și are locul ei bine meritat. De altfel și profesia noastră de consilieri în proprietate industrială și implicit avocații europeni, având drept de practică și la oficiul comunitar, sunt niște profesii care au câștigat cu greu recunoaștere, dar din fericire au început să fie apreciate pentru că sunt destul de tehnice problemele ce țin de marcă. Și ori îți dezvoltă expertiză, ori apelezi, dacă se poate, la un sfat, astfel încât să nu se plece pe un drum greșit într-o strategie de branding. Noi și chiar recomandăm să se colaboreze cu cei care fac identități, cei care fac aceste identități pentru diverse firme. Ei au învățat că trebuie să le verifice înainte dacă sunt disponibile pentru utilizare, pentru că investiția pentru un branding este considerabilă, dacă vrei un branding de calitate. Și implicit și securitatea utilizării trebuie să fie și ea acolo prezentă. Bun, acum ajungem în sfera financiară, care la început de drum nu este la îndemâna oricui. Deci antreprenorii care inițiază o afacere, de obicei nu au bani în primele luni sau chiar și în primul an, pentru branding de la A la Z, tot ceea ce înseamnă branding, logo, site, imagine, pagină de social media și altele, certificare la OSIM, nu știu ce, servicii de expertiză, audituri și altele. Pentru că asta e, până pui afacerea pe roate,
mai întâi trebuie să investești și dacă nu ai niște fonduri, aștept să vină din încasări. Practic, 90 și ceva la sută, cred că încep afacerea fără aceste elemente. Astea se adaugă pe parcurs. Când ar fi cel mai potrivit moment pentru a ne gândi totuși la înregistrarea mărcii? Ținând cont de aceste, clar, cel mai bun moment este la început, dar ținând cont de realitatea economică până la urmă a unei firme nou înființate, hai să vedem următorul moment bun. Având în vedere că eu fac parte indirect din acest mediu antreprenorial și intru în contact cu numeroși antreprenori de diverse vârste, pot spune că am descoperit două categorii de antreprenori. Cei care preferă să-și bugeteze anumite cheltuieli vitale pe care le consideră, inclusiv aceasta de a crește un nume de la început sigur și a nu investi bani mulți și apoi să constate că nu mai poate să-și îl înregistreze ca marcă și, prin urmare, tot efortul depus trebuie reluat. Și ceilalți care își programează la momentul oportun să fac această investiție, care, să fim serioși, este de echivalentul unui smartphone, da? Undeva middle premium, care înseamnă protecție pentru 10 ani, ceea ce nu este deloc scump, din punctul meu de vedere, și poate investi liniștit în afacere și poate să o crească. Da. Da, acestea sunt direcțiile pe care le-am descoperit și mai este o subramură a celor care nu se atașează foarte mult de identitate, atâta timp cât au, de exemplu, un magazin fizic care oricum este alimentar, care oricum este accesat zilnic și numele poate nu este la fel de important, dar de regulă se pune accent tot mai mult. Am înțeles. Cum se realizează procedura de înregistrare? Care sunt etapele premergătoare și cât durează tot acest proces? Da, încep prin a face o precizare că anul trecut s-a modificat legea mărcilor. Legea 84/1998 a cunoscut o modificare radicală anul trecut în luna iunie. Bine sau în rău? Adaptată vremurilor noastre, ca să spunem așa, nu foarte bine, pentru că au venit niște restrângeri a termenului de plată, de exemplu, o sancțiune dacă nu se achită certificatul de înregistrare într-un termen rezonabil de 30 de zile, zic ei. Așadar, cu atât mai mult cu cât nu cunoști aspectele acestea, poți să pleci la drum cu o înregistrare și să nu ții pasul cu termenele acelea, procedurile acelea și să trebuiască reluat dosarul și costurile implicite. Ca și procedură, așa cum am spus, recomand o cercetare documentară înainte. Să vedem exact dacă marca este disponibilă la înregistrare, dacă intră în coliziune cu alte mărci înregistrate, dacă domeniul clasele respective, deci clasele mărcilor, reprezintă o proiecție a claselor din codul CAEN. Așadar, în funcție de domeniul pe care clientul vrea să-și înregistreze marca, el va trebui să meargă să se identifice ca activitate în acele clase ale mărcilor. Deci aceasta este prima, din punctul meu de vedere este cheia, pentru că știi exact pe ce drum pleci și mai mult știi să-ți modulezi astfel încât acțiunea, astfel încât să ai șanse cât mai mari de înregistrare. Și în situația asta au fost persoane, firme care au apelat la un ușor rebranding, astfel încât să poată să-și înregistreze marca, dar într-o formă care să și reprezinte și fără să fie stresați de notificări ulterioare. Ca și procedură, durează așa, cam cât durează apariția pe lumea unui copil, dar și aici, din fericire, data va fi data la care s-a depus dosarul, chiar dacă procedurile durează aproximativ 9 luni, până între 7 și 9 luni. De ce așa de mult? Pentru că sunt termene legale și etape aferente. Fiecare etapă are un termen. Se depune dosarul, se așteaptă termenul de observații, apoi intră în examinare. În termen de 6 luni de la depunerea cererii, OSIMU examinează și emite decizia. Se publică în buletin.
terții pot să facă opoziții încă 2 luni. Și toate termenele acestea nu mai pot fi compactate. Înainte, pe legea veche, se mai putea achita o taxă de urgentare, dar nu mai e de actualitate, deci atât durează. Toată lumea urmează procedura. Da, prin urmare, în momentul în care se depune cererea, se va putea bucura de o protecție prezumată până când se emite certificatul. Iar în certificat, retroactiv, se regăsește și perioada procedurii. Cine poate înregistra o marcă? Doar o persoană juridică sau și o persoană fizică? Eu, ca Antonella, dacă vreau să înregistrez ceva pe numele meu, pot face asta? Da. Puteți și ca persoană fizică, și ca persoană juridică, și ca PFA, și ca II, în funcție de forma de organizare. Nu există diferențe nici de taxe, deci procedura este aceeași. Titularul este cel care diferă. Am înțeles. Care ar fi costul total al unei astfel de proceduri? Cam la ce ar trebui să se aștepte agenții economici? Agenții economici știu foarte bine că internetul e la un click distanță. Pot să acceseze site-ul SIM-ului pentru a vedea exact care sunt taxele, în funcție de forma mărcii, clasele alese și așa mai departe. Pot să meargă și personal, să se ocupe și singur de acest proces, dacă își alocă timpul și studierii și, evident, timpul monitorizării dosarului, sau poate apela la un consultant în proprietate intelectuală, industrială, care obligatoriu să fie acreditat de OSIM și să fie membru al Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, pentru că există totuși, ca în orice profesie, și o practică neloială, din păcate, și aici, și poți să ai surpriza că ești reprezentat de cineva când se pune problema de asumarea unei responsabilități, să nu prea ai pe cine trage la răspundere că nu și-a făcut bine treaba. Bun, și atunci se regăsește undeva acest registru al pe site-ul OSIM-ului, consultanților acreditați? Da, pe site-ul OSIM-ului și pe site-ul camerei dedicate. Deci de acolo putem să ne informăm. Sau pe internet, că există deja foarte mult. Prietenul nostru, motoarele de căutare, nu dăm nume, sunt foarte variate și aduc rezultate cu soluții. Aveți idee cam care este procentul de firme care și-au înregistrat mărcile? Un procent nu am, dar pot spune că în această perioadă în care noi am stat mai mult acasă și totuși antreprenorii și-au înregistrat mărci. Chiar și astăzi am fost la Bizclub și am predat 2. Așa, prin urmare, nu pot spune că neavând ce face în altă parte sau cred că au început să-și înregistreze mărcile. Cred că au mutat focusul și au reconfigurat strategia de business pe termen mediu și lung și s-au născut noi afaceri, cum e cel din domeniul cateringului și care a prins o amploare foarte mare și tot ce ține de acest contactless comerț sau alte forme de a livra de servicii, nu mai spun. Prin urmare, în perioada aceasta a fost bine. Adică nu pot spune că la noi am simțit o scădere a activității. Am lucrat în alt regim, da? Dar mă bucur că ei au înțeles și înțeleg în continuare că, mai ales în vremurile acestea provocatoare, temele trebuiesc făcute bine. Adică să ne punem totuși accent și pe protecție. Cu cât ne ajută și cu cât ne încurcă mediul online sau trecerea în mediul online la partea asta de marcă? Nu ne ajută, nu ne încurcă și vă spun că există și o formă de prezență online și o formă de prezență offline în funcție de piață, unde se află piața, ne adaptăm. Acum există și acel slogan, nu ești online, nu existi, mai ales pe anumită categorie de public, de piață, de tineri care își caută foarte mult soluția pe internet.
E esențial să fie o marcă protejată și pe domeniul online, în sensul că atunci, în momentul în care se depune cererea de înregistrare, să se ia în calcul și acea clasă care vizează partea de online. Nu doar. Vă dau un exemplu, ca să fie concret, o firmă de mobilier se înregistrează pe clasa 20, acolo se află mobilierul. Dacă nu va acoperi și clasa de comerț, și clasa de publicitate online, și clasa de marketing și așa mai departe, care este clasa 35, va avea protecție doar pe mobilier și va putea veni altcineva cu aceeași denumire să acopere clasa aceea de online. Lucrurile acestea se tranșează de obicei în instanță, dar costă și durează, așa da. Cum bine știm. Exact. De ce nu se realizează automat această includere a claselor online, totuși? Pentru că legea mărcilor prevede ca înregistrarea unei mărci să se facă pe minim o clasă. Fiecare clasă adițională presupune un cost suplimentar per clasă și atunci rămâne la latitudinea fiecărui solicitant, în funcție de obiectul lui de activitate, să aleagă exact ce îl reprezintă. Poate nu avem nevoie să luăm toate cele 45 de clase care sunt în clasificarea internațională de la NISA și avem nevoie doar de două. Costurile sunt mai mici, raportat la 45 de clase, evident. Dacă tot a venit vorba de mobilier, mă gândeam acum la o situație concretă. Un magazin sau un producător de mobilă are foarte multe modele. Vedem cataloage întregi. În momentul în care dorește să le înregistreze la OSIM, ar trebui să le înregistreze pe fiecare în parte sau face o listă la un moment dat cu tot ce are în portofoliu și uite, astea sunt cele înregistrate. Mai ales în cazul produselor și mai ales în cazul unicatelor, mă gândesc că ar fi o muncă de Sisif să stai tot și să faci dosare pentru fiecare produs. Înainte de a răspunde, aș vrea să vă spun că există și o protecție comunitară, în sensul că prin depunerea unui dosar la oficiu comunitar de la Alicante, va avea protecție și pe România, nu doar la OSIM, pentru cei care doresc să aibă protecție în toată Uniunea Europeană. Și costurile sunt foarte accesibile. Referitor la întrebarea adresată, este o posibilitate ca acel producător să-și înregistreze mai mult un produs cu anumite variații, de exemplu o masă, da, care are câteva elemente, modele diferite, dar nu, care nu schimbă, de exemplu, conceptul general al mesei. Deci există o posibilitate ușor nuanțată, dar noi am putut să înregistrăm. Bun, și deci pentru un catalog de mobilier? Nu se poate înregistra un catalog întreg, pentru că într-o singură aplicație, și vă explic și de ce, fiecare produs se încadrează în clasificarea de la Locarno, care este clasificarea modelelor industriale. Și acolo fiecare produs se duce într-o clasă. Bun, dar de exemplu pentru mese. Am 10 tipuri de mese. Da. Cu floricele, cu colțuri, cu... Toate sunt mese. Bănuiesc că acestea sunt într-o singură clasă. Sunt într-o singură clasă, dar ori dacă există o mare diferență între ele ca și concept, va trebui să fie depus câte o cerere pentru fiecare în parte. Dacă există totuși anumite lucruri similare, lucrurile pot să fie puse împreună pe un depozit multiplu, se numește. Bun. Ați avut astfel de solicitări sau au existat în portofoliu firme cu astfel de produse, multe, da, care s-au certificat? Da, chiar de la nivel și ce național. Au făcut respectivii? Cum au procedat o parte dintre pentru creațiile proprii? Și au înregistrat, în primul rând, capetele de, cum să le spun, locomotivele. Sunt cele mai vândute produse. Acelea sunt primele pe care trebuie să le punem sub protecție. În funcție de modul în care evoluează pe piață un produs, vom ști cam care e dinamica lui. Așadar, nici nu recomand, datorită bugetului, să mergi să le înregistrezi pe toate, dar măcar două, trei care te reprezintă, ar fi bine să existe ca și formă de protecție în afacere. Bun. Cum se
Asta, pentru produse, cred că este destul de clar. Produsul îl vezi, îl pipă, îl miroși și așa mai departe. Cum se procedează în cazul serviciilor sau în cazul aplicațiilor? Uite, apar tot felul de aplicații informatice care, evident, reprezintă munca unei persoane sau a unei echipe. Cum se pot înregistra acestea pentru drepturile de marcă? Aplicațiile se înregistrează în registrul programelor pentru calculator. Acesta este un registru care se află la ORDA și ORDA, pe lângă OSIM, face parte din această alianță proprietăților, da, cu dreptul de a oferi protecție la nivel național. Pe partea aceasta, lucrurile, chiar există o lege prin care cei care fac programe de calculator să și înregistreze, mai ales dacă se pune problema exportului, dar mai nou și a comercializării. E bine să fie o trasabilitate. Da. Bun, cred că aici este interesul fiecăruia când a făcut o aplicație să și-o înregistreze cumva. Din câte am înțeles, la partea asta cu aplicațiile de calculator, dacă schimbi un cod sau schimbi interfața, deja nu mai este... Este altceva. Cu toate că funcționalitatea ar putea fi aceeași. Da. Deci, cred că este și mai mult expus partea aceasta de aplicații la copiere și la concurență. Este adevărat, de aceea există alte forme prin care IT-știi știu cum să-și securizeze aspectele acestea. De regulă nu se dau codurile integral. E o strategie despre care am auzit și eu, dar care funcționează. Există și, chiar voiam să vă mai spun că mai nou se pot înregistra mărcile verbal, mărcile sonore, mărcile olfactive. Acest lucru se întâmpla deja la nivel comunitar, dar uitați că și în România încep să fie apreciate și să se înregistreze. Bun, cred că mărcile olfactive, parfumurile în mod special, erau de mult înregistrate. Sunt acele parfumuri celebre care au făcut istorie, au 100 de ani de acum. Da, s-au înregistrat la Oficiul Internațional de la WIPO, de exemplu. Dar în România s-a deschis pe linia Uniunii Europene, care într-un fel ne obligă să ne aliem și noi anumitor standarde. Iată că și OSIM-ul începe încet încet să-și adapteze produsele și acesta este un semn bun. Bun, în cazul serviciilor, ce s-ar putea acredita? În cazul serviciilor, bineînțeles că se protejează serviciile în funcție de domeniu. Vă dau un exemplu. Există, cum vă spuneam, cele 45 de clase de produse și servicii. De la clasa 1 până la clasa 34 vorbim de clase de producție, începând cu metale, încălțăminte, trec așa foarte repede, mobilier, haine, îmbrăcăminte de orice fel, alimente, toată plaja de produse. De la clasa 35 până la clasa 45 sunt clase numai de servicii. Și activitatea interesant pe care dumneavoastră o desfășurați aici se încadrează într-o clasă de servicii. De aceea sunt și posturile de televiziune înregistrate ca marcă pe clasele de servicii. Bun. Pentru un training, de exemplu, ce s-ar putea înregistra la OSIM? Activitatea de training asociată mărcii pe care o folosiți. Nu dăm nume, dar pur și simplu denumirea, marca pe care o promovați dumneavoastră în cadrul într-o tabără, de exemplu, de copii, ea va putea fi înregistrată, de exemplu, pe clasa 41, care este o clasă specifică educației, instruirii, divertismentului și așa mai departe. Bun, dar de exemplu, dacă în cadrul acelei tabere eu am, nu știu, poate doresc să realizez anumite tipuri de activități într-un anumit circuit, într-o anumită cronologie pe care eu îmi este specifică doar mie, să obțin un patent pe acea activitate sau niște un proiect, un grup de activități conexe, un concept, mai bine zis. Aș putea face așa ceva? Mi-am adus acum aminte de o solicitare pe care am avut-o destul de des în trecut cu privire la rețete.
Așa. Se dorea atât o rețetă. De mult să se... Nu există posibilitatea de a înregistra rețete, eventual. Există posibilitatea de a breveta un produs cu o rețetă aparte, care are niște efecte extraordinare, cum a fost ciocolata cu aur, de exemplu, sau mai știu eu, sau cu argint coloidal, care avea niște proprietăți și așa mai departe, a intrat sub incidența brevetului de... sub acoperirea brevetului de invenție. La fel, un ulei pentru o mai bună respirare, un ulei dintr-un complex din 12 plante, care se găsește și în România și care se folosește în problemele virale, de exemplu. Dar revenind acum, pentru a înregistra ce spuneți dumneavoastră, ar trebui să scrieți o cărticică pe care să o înregistrați ca drept de autor la Orda. Și atunci veți, sau a scrie o carte pe care să o înregistrați sub ISBN, și în felul acesta să aveți drept de autor și automat proprietate. Iar cine face acțiunea de plagiat să fie atras la răspundere. Bun, nu vorbeam aici neapărat despre cărți. Vorbeam despre niște fluxuri, niște... Da, procedurile, proceduri, nu fac parte din acest... Se lasă modul în care realizez este ceva. Foarte multă creativitate și inovație pe proceduri și ar fi foarte greu de stabilit acel 20% de care spuneați mai devreme. Dar eu nu l-am găsit. Poate în procentul lui Pareto de acolo. Mă gândeam acum, în timp ce discutam, la acele certificări ISO care impun niște proceduri. La un moment dat, acele proceduri sunt specifice doar companiei în cauză, indiferent că acel ISO este dat mai multor companii, poate chiar și din același domeniu. Dar fiecare procedură, fiecare companie are o procedură proprie. Ei, modul acela, procedura, nu neapărat procedura în sine, cronologia în care se fac anumite activități, ținând cont că este o procedură oficială care a condus la o altă acreditare, nu se poate folosi pentru breveta asta ceva. Țin mai mult de partea de know-how pe care ar fi bine să o securizeze cine o folosește. Păi și cum o securizează? Splitarea informației. Accesul limitat la informație și secvențial. Nu un singur om să aibă acces la toată informația. Este o tehnică pe care o folosește și un concern pe care îl bem de mici, ca așa. Și suc răcoritor. Deci, întotdeauna cunoașterea înseamnă putere, după cum știm, și dacă ajunge în mâinile cui nu trebuie, o poate folosi. Prin urmare, ține de noi să, în strategia noastră, să limităm accesul sau să îl restricționăm astfel încât persoanele care au acces la informații vitale despre firmă să nu fie prea multe și să nu știe totul. Deci era o vorbă din bătrân cu frica păzește bostănăria. Da, și mai e un aspect care încet încet trebuie să-l aplicăm și noi tot în activitate, securizarea pe baza unor contracte bine făcute. În momentul în care sub clauze contractuale se dau spre informare anumite lucruri, sub sancțiunea unor daune semnificative, în cazul în care se demonstrează vinovăția, automat responsabilizarea crește. Bun, cum ai putea să demonstrezi vinovăția? Pentru că eu cred că asta ar fi o întrebare de interes pentru mulți antreprenori. Să demonstrezi vinovăția unde? Evident, în instanță, că probabil în altă parte nu categoric. Prea ai unde. Da. X, Y, Z sau doar X are acces la anumite informații. La un moment dat te trezești copiat. Nimeni nu recunoaște nimic. Ei, cum poți să demonstrezi? Nu e cu recunoscut. E cu anchete penale. E un desfășurător pe care un specialist va ști exact să-l aplice. De regulă se găsesc, dacă nu sunt prea multe persoane, se găsește mai repede sursa devoalării. Dar, până la urmă, nu poți controla totul. E o marjă de risc pe care oricum trebuie să ne asumăm, dar să facem toate, să depunem toate diligențele astfel încât să reducem declanșarea acelui eveniment.
și să avem cu ce să ne apărăm. În speță, cum am spus, certificatul de marcă înregistrată, certificatul de model industrial înregistrat, un brevet de invenție, o înregistrare în registrul programelor de calculator, un drept de autor, credit DAMU, care și el are un rol important, este o autoritate care îi protejează pe artiști și operele lor muzicale și așa mai departe. Ce se întâmplă sau ce măsuri avem la îndemână când cineva ne copie? În afară de partea aceasta de instanță, care, exact cum ați spus, durează foarte mult și s-ar putea ca până apare sentința să nu mai fie deloc de actualitate ceea ce s-a întâmplat, pentru că oricum activitatea trebuie să meargă și cumva să te repliezi rapid după respectiva întâmplare. Vă spun cum procedăm noi. Noi, fiind și cu expertiză pe mediere, preferăm întâi calea aceasta, să bifăm partea de informare, notificare, găsirea unei soluții înainte de instanță. Dacă, până la urmă, dacă există rea voință, nu ai ce să faci și trebuie să apelezi la instanța competentă. Pe anumite acțiuni civile, penale, după caz, de regulă se aplică acțiunea pe obligația de a face și de a interzice terților utilizarea neautorizată sub sancțiunea unor daune, pentru daune morale, daune materiale și așa mai departe. Dar durează, nu avem prea multe rețete, prea multe soluții, lucrurile sunt destul de clare. Da. Nu știu, de obicei există o vorbă că hoțul nu se teme atât de mult de poliție cât de un hoț mai mare. Da, da, așa este. Cum se poate aplica viceversa? Putem să copiem și noi ceva de la concurență, în schimb, sau cumva să-l batem cu armele lui în această situație? Vă dați seama că eu n-am să vă pot spune lucrul ăsta în calitatea mea. Până la urmă, noi suntem foarte inventivi. Așa e geniul omului și a românului în speță. În momentul există, de exemplu, situații în care adăugând anumite elemente suplimentare se poate crea un concept nou, un produs nou. Deci de acolo, așa, putem vorbi că ne ducem în direcția evolutivă a lucrurilor, chiar dacă poate punctul de inspirație a fost a unui concurent. Așadar, scopul este de a avea o conduită etică, de a putea să ne construim o imagine, care în timp, din câte am observat, clienții vor maturi. Clienții de o anumită, și nu mă refer de vârstă, de o anumită maturitate, ei apreciază să lucreze cu tot așa, cu persoane verticale, care au un același set de principii. Până la urmă, ulciorul nu merge de multe ori la apă dacă e cum e. Și asta cred că e linia cheie, direcția cheie pe care noi ar trebui ca și antreprenori și ca oameni în societate să o aplicăm. Să începem să creăm practici bune. Bun, avem timp pentru a crea aceste practici bune? Măcar ne dăm silința și creăm conjunctura astfel încât copiii noștri măcar să facă un pas înainte din perspectiva mea. Mă refer la partea aceasta de antreprenoriat și de la jungla care există, nu numai la noi în țară, că peste tot este la fel, practic, în economie. Trebuie să faci ceva ca să supraviețuiești. Nu spun neapărat că ar trebui să încalci regulile, că nu despre asta este vorba, dar trebuie să fii cu un pas în fața concurentului tău. Întotdeauna. Da, este o... Cu toate că unii ar spune că există suficient loc pe piață pentru fiecare. Există, dar tot e bine să fii cu un pas înaintea competiției. Măcar așa, să știi la ce să te aștepți în cazul în care... Un pas nu înseamnă neapărat o acțiune, înseamnă pur și simplu o strategie care stă în latență. Nu e neapărat astfel încât momentul să te prindă pregătit. Depinde de domeniu foarte mult. Depinde de domeniu, de inovație, de cât de multe resurse se consumă pentru a fi cu un pas înainte. Cred că dincolo de toate e vorba de o anumită adaptabilitate, o reziliență la tot ce se întâmplă. Mă gândeam din perspectiva timpului necesar pentru a crea un brand.
Și din perspectiva acelor perioade necesare pentru a educa un consumator. Deci noi așteptăm, noi ca firmă ne acredităm, ne înregistrăm la OSIM cu produsele, cu ce aveam de făcut și pe urmă ce se întâmplă? Deci, eu practic, nu văd chiar așa, eu văd un lucru care ar trebui făcut în tandem. A face investiție în imagine și în securizarea afacerii în contextul în care nu există cash flow și income, deci venit și nu există o strategie pe clienți. De fapt, despre asta vorbim. E important ca la nivel de management să se ajungă în punctul acela în care să nu mai fie piața cea care piața să existe deja în momentul în care se fac demersurile acestea. Strategic, să fie toate puse pe hârtie, să fie parte dintr-un plan, dintr-un desfășurător, să învățăm să gândim. Știu că e greu, mai ales în perioada asta, dar experiența ultimilor 10 ani este o mărturie pentru ce spun. Faptul că ajungi să îți faci o strategie, să te ții de ea, să lucrezi pe proiecte, să știi exact, să-ți descoperi planul A, planul B la punctele vulnerabile. Până la urmă, despre asta e vorba, că nu mai suntem în situația în care și eu am prins în 89, abia terminam școala generală. Să ne gândim că până la urmă ar trebui ca un adevărat antreprenor să devină un creator acolo în afacerea lui, nu să-l ducă neapărat piața, ci el să fie cel care gestionează piața. Ținând cont că ne apropiem de finalul emisiunii, ce recomandări ați avea pentru telespectatorii care au afaceri? Da, foarte frumoasă întrebare, ce să vă spun. Poate nu știu ce ar trebui să facă. Cu siguranță știu ce au de făcut. Cu siguranță. Eu nu le dau sfaturi, eu doar le urez mult succes și adaptare ușoară în perioada aceasta și să pună totuși, dacă simt că este impetuos necesar, să pună accent totuși și pe această securizare pentru a nu pierde. Au fost situații, de exemplu, uitați așa, totuși la final s-a născut un sfat. Au fost situații când într-o societate comercială au fost mai mulți asociați, în speță 2, 3. Ei nu au crescut împreună o afacere, un brand puternic, care chiar a ajuns să se și vândă foarte bine în lanțuri de retail și până la urmă nu și-au înregistrat marca la momentul oportun și când s-a rupt colaborarea, a fost o bătaie foarte mare pe acea denumire, care deja câștigase multă notorietate de piață, chiar și neînregistrată. Da. Ori în momentul în care nu suntem singuri în afacerea noastră, cred că este esențial să reglementăm lucrul acesta încă de la înființarea actului constitutiv, că marca sau produsul sau denumirea face parte din proprietatea industrială intelectuală a societății, urmând ca ea să fie ulterior înregistrată și să aparțină entității juridice, astfel încât multe dureri de cap se pot evita ulterior. Bun, și cum se poate tranșa totuși o astfel de situație? Că mă gândesc până la urmă și acea entitate juridică, dacă asociații au același număr de acțiuni sau părți sociale. Au drepturi egale, nu exact. Pleacă unul singur care înregistrează doar el și obligă pe ceilalți doi să nu mai facă, pentru că nu e corect din punctul de vedere al legii și nu numai al legii. Așadar, până la urmă, fiecare își gestionează afacerea cum crede mai bine, dar un pic de atenție și pe această direcție nu strică. Ar fi interesantă o discuție și pe această temă. Ce se întâmplă când marca este înregistrată pe firmă? Avem de-a face cu situația pe care ați expus-o cu 2-3 asociați. Da. Asocierea se rupe la un moment dat, că știm și noi că asocierile astea nu durează nu veșnic. Toate sunt căsnicii de 50 de ani. Exact. Da. Și ce se întâmplă? Unul vrea să iasă din afacere.
Rămâne la latitudinea lor să hotărască ce fac cu marca. Și tot se ajunge la o bătaie, cum ați spus. Nu întotdeauna, nu. Se compensează. Unul, de exemplu, poate este mai creativ și dorește să-și crească un brand. Și atunci, în contrapartea acelei cote părți care îi aparține lui, să primească ceva din firmă, să fie remunerat, să fie... Deci există... Se pleacă de la început de la un alt punct. Nu de la cel în care unul deține supremația, monopolul. Toți au drepturi egale și trebuie, toți sunt cointeresați să ajungă la un. Sau mare marca. Există și posibilitatea asta, dar măcar toți o iau trei de la start, de la linie, de la zero. E vorba de o etică în afaceri și cred că e important să o promovăm pentru a fi bine tuturor. Da, mă gândeam la situațiile pe care le cunosc și eu, cu ieșirea unui asociat dintr-o firmă. Pur și simplu nu mai vrea. În momentul în care firma este foarte valoroasă, a ajuns la un anumit nivel și deja are profit, are tot ce-i trebuie, se pune problema ce se întâmplă. Ceilalți nu-și doresc să-i plătească, practic. Tu vrei să ieși, dar noi nu te obligăm să ieși. Deci asta este decizia ta. Da, aici e o chestiune ce ține de dreptul civil. Un avocat știe foarte bine cum să gestioneze lucrurile acestea, evident fiind reprezentantul părții în cauză. Până la urmă, dragoste cu de-a forța nu se poate și se poate ieși dintr-o societate, inclusiv pe cale judecătorească. Dacă nu sunt de acord ceilalți doi, partea care dorește să părăsească triada depune acțiunea în instanță specifică și va ieși, că până la urmă nu poate fi ținut cu forța. Bun, el poate ieși oricum, eu mă refeream la partea materială. Tot în adică cadrul acțiunii aceleia. Poți să pleci, dar nu ne cere nouă să-ți dăm nu știu ce. Tot în cadrul acelei acțiuni și aceste lucruri sunt puse pe tapet și gestionate de către forul competent, instanță. Bun. Da. De unde ar putea telespectatorii sau antreprenorii să se informeze asupra înregistrării mărcilor sau asupra legislației aplicabile din surse sigure? osim.ro, oficiul de stat pentru invenții și mărci, osim.ro, acolo au inclusiv videouri de prezentare, recomand. Sau oficiul comunitar, care și el este cel care înregistrează mărcile la nivel comunitar, implicit în România, e automat. Dacă tot am ajuns la punctul acesta, cred că ar fi bine să înregistrăm și două mărci pe care le aveți de dat, care sunt gata și am acoperit aici numele mărcii, de fapt. Da. Cam așa arată un certificat de înregistrare al unei mărci. Da, are sigiliul osimului în partea stângă jos, în partea cum se vede, de la mine și e trecut numărul de marcă, data, iar în interior are o fișă unde sunt detaliate titularul, mandatarul, dacă există și așa mai departe. De clasele. Fapt, acestea sunt identice, doar că marca înregistrată, desenul, numele este sunt diferite și numărul. Numărul. Da, numărul mărcii este unic. Da. Iar e bine să precizăm, această marcă e valabilă 10 ani. După cei 10 ani există posibilitatea reînnoirii cu perioade succesive de 10 ani sub condiția achitării taxelor de înnoire. Am înțeles. Așadar, poate fi perpetuă. Da. Tată la nepoți. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Încheiem nu înainte de a-i mulțumi doamnei Alina Nechifor pentru coafiură și magazinul Inisa pentru vestimentație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare luni de la ora 20. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere!